Ramona Pandele vă prezintă jurnalul Agro TV. Bun găsit! Noul plan național strategic al României, trecut într-un final de corigență la Bruxelles, are multe teorii despre cum ar trebui să arate agricultura în următorii ani și multe obligații pentru fermierii români, pe care vor trebui să le respecte, asta dacă încă mai vor să trăiască din munca pământului. Dan Herțeg administrează una dintre cele mai importante ferme din județul Arad și spune că s-a gândit chiar să renunțe la subvenții anul acesta, întrucât nici vorbă să se poată încadra în condițiile pe care le cere Strategia Națională pentru Agricultură. Stați să vedeți ce le rezultă fermierilor în urma calculelor pe noul PNS, imediat într-un material marca Agro TV. PNS-ul cum vi se pare așa cum a ieșit el? PNS-ul, apreciez faptul că va trebui să declarăm în 2023 și avem o derogare de un an pe producții, pe culturile secundare. Era foarte târziu acum, toată lumea și-a cam planificat ce are de semănat. Eu din 860 de hectare de porumb, de exemplu, pe cele trei firme o să pun 403 hectare și floare undeva la 200 de hectare. Din 600, dacă mai pierdeam 10%, adică 300 de hectare din cele 3.000 care se lucrează, erau 300, era jumătate din suprafață, era un impact foarte mare pentru primăvară. Stăteam la un moment dat și mă gândeam, socoteam cu un prieten fermier să renunțăm la subvenție pentru anul acesta, că nu vom putea să ne încadrăm în condițiile care le vor. Momentan, vedem ce se va întâmpla, acel 4% care va fi terenurile pârloagă, nu vreau să-l comentez și nici nu pot să-l înțeleg. Vreau să-mi spuneți cât va ajunge prețul pe hectar la grâu anul ăsta, să înființați un hectar de grâu, și cu cât ar trebui el să se vândă. Deci am făcut un calcul la prețul de îngrășăminte ce am luat. Urea am cumpărat-o un pic mai scumpă, undeva la 4250 de ron tona. Azotoasele, nitrocalcarul, mă refer, azotatul, le-am cumpărat mai ieftin la 2650-2760 tona. În 4636 de kilograme la 1,1 roni pe tonă la grâu, acoperim cheltuielile și arenda, inclusiv subvenția. O băgăm în acest cost. Undeva la 6.000 de roni vom avea costul. Costurile au fost mari anul trecut din cauza îngrășămintelor, clar, și arenzii. Noi dăm arenda în produse. Arenda în produse am plătit-o la 1,4 la grâu, 1,4 la porumb. A ajuns porumbul după aia cu 85 de bani, este adevărat. Dar noi am plătit la 1,4 la oameni. În vară vom avea o problemă. Oamenii se vor speria că de ce primesc bani mai puțini. Dar totuși până mai suntem nebunii ăștia care investim în agricultură să se bucure. Că e bine. Nu mi-a spus cu cât ar trebui să se vândă grâul. Scuze, 1100, 1200 probabil a recoltat. Eu zic că se va reveni din nou la vechiul stil de lucru în agricultură. Mi se pare firesc și normal ca cei ce au investit în depozite să câștige un ban. La recoltat prețul va fi undeva la 1000 de lei, probabil 1100. Aud voci și guri de astea mărele ce vorbesc de 800 de ron tona. Probabil că nu va fi. Eu zic că va fi undeva la 1000 de ron tona de grâu. Și după aia va crește prețul, nu știu, până la 1,2, 1,3 în primăvara anului viitor. Se va plăti și depozitarea. În Galul Siret, Moldova, sunt incluse 7 entități rurale cu o suprafață totală de aproximativ 340 de kilometri și o populație de aproape 34.000 de locuitori. Tot mai mulți agricultori din zonă sunt ajutați prin această inițiativă. În acest moment există 8 proiecte pentru tinerii fermieri și unul dedicat dezvoltării exploatațiilor agricole. Valoarea totală a investițiilor preconizate este de aproape 400.000 de euro. Am avut și un singur proiect depus pe măsura pentru investiții în exploatații agricole. Cele 8 proiecte se află acum, în acest moment, în faza de monitorizare. Pot să spun că au fost, cele mai multe dintre ele au fost proiecte de succes și au constituit un bun început pentru agricultorii din zona noastră. Am avut proiecte care au finanțat investiții în apicultură, de exemplu, în legumicultură, în zootehnie și proiecte mixte. Adică au fost agricultori care și-au dezvoltat afacerea atât în sectorul vegetal cât și cel animal.
Acum, în ceea ce privește activitatea actuală ale agricultorilor, pot să spun că avem o diversitate, pentru că avem beneficiari care activează în domeniul legumicol, care au culturi atât în sistem protejat și au solarii, iar în solarii produc trei cicluri, și în câmp produc de fapt legume pentru industrializare și per total ei au o activitate profitabilă. În ceea ce privește sectorul zootehnic, avem beneficiari care produc, nu sunt foarte, foarte mari, dar ceea ce ei produc, vând local, n-au reușit să iasă pe piețele mai mari, chiar dacă noi am organizat târguri la nivel de oraș Pașcani. Ei au participat la târgurile respective, dar capacitatea lor de producție este destul de mică pentru a putea să încerce să intre și în marile magazine. Mai mult de atât, numărul mic de producători din zonă nu fac posibilă pătrunderea valorificarea producției în cadrul marilor lanțuri de magazine. Ei nu sunt organizați în acest moment în forme asociative, dar, așa cum v-am spus, capacitatea mică de producție le facilitează desfacerea pe plan local. Ceea ce aș vrea să evidențiez este faptul că produsele lor sunt de calitate și sunt foarte întrebate. Chiar dacă ele, la nivel local, sunt foarte întrebate și din discuțiile pe care le-am avut cu cei mai mulți dintre ei, spun că sunt perioade din an când capacitatea lor de producție nu acoperă cererea. E o veste îmbucurătoare, dar așa cum sunt aceste cereri mai mari decât capacitatea de producție, sunt și perioade din an, și aici mă refer la sectorul zootehnic, când capacitatea de producție a lor este mai mare decât cererea și atunci diversifică produsele. Ei vin, de exemplu, dacă produc lapte, fac brânză care o pot comercializa sau o pot ambala și o pot vinde un pic mai târziu. Crescătorii de animale nu vor putea obține anul acesta subvenții fără a avea adeverința eliberată de primării, conform înscrisurilor de la Registrul Agricol. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură atenționează astfel fermierii să verifice situația efectivelor în baza națională de date. Care este rolul primăriilor în acest proces, vă spun colegii mei de la site-ul agrotv.ro, imediat în jurnal. La solicitarea APIA, primăriile transmit către centrele județene sau locale adeverințele conform înscrisurilor din Registrul Agricol. Dacă în exploatație sunt și animale, fermierii trebuie să verifice situația acestora în baza națională de date, cu ajutorul medicului veterinar concesionar, asociației sau propriilor evidențe, dacă sunt utilizatori ai Sistemului Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor. Potrivit hotărârii de guvern 1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă și de la bugetul de stat, primăriile pe raza cărora se află terenurile agricole și exploatațiile agricole sunt obligate să informeze în prealabil fermierul cu privire la eliberarea adeverinței, să elibereze adeverința conform înscrisurilor din Registrul Agricol și să transmită adeverințele către centrele județene sau locale ale APIA la solicitarea acestora. Important de precizat este faptul că primăriile nu pot condiționa eliberarea adeverinței pentru APIA de plata impozitelor sau taxelor locale de către fermieri. Fermele mici vor avea o linie de finanțare din fonduri europene care se va deschide la sfârșitul acestui an. Potrivit calendarului estimativ publicat recent de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, începând din luna noiembrie, micii fermieri vor putea depune proiecte la AFIR pentru a obține o finanțare de 50.000 de euro. Totuși, cei care vor să se asigure că vor avea câștig de cauză trebuie să înceapă din timp să își pregătească proiectul, astfel încât luna noiembrie să-i prindă cu toate detaliile puse la punct. Ce trebuie să facă micii fermieri pentru a obține banii, vă spun imediat colegii mei de la site-ul agrotv.ro.
Sfatul specialiștilor este ca fermierii să se asigure că au toate actele în regulă, că au înființată o formă de organizare, cum ar fi persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială, pentru că proiectele nu se pot depune pe persoană fizică și de asemenea să se asigure că au toate terenurile depuse la APIA prin acea formă de organizare. Mai departe, rămâne ca toate detaliile proiectului să fie puse la punct alături de un consultant, iar fermierul să se asigure că are fondurile necesare pentru a asigura cofinanțarea, întrucât va trebui să plătească din fonduri proprii 15% din valoarea proiectului. Din informațiile generale pe care le avem la această dată, vă putem spune că fermele mici vizate în cadrul acestei investiții sunt definite ca fiind exploatații agricole cu o dimensiune economică între 4.000 SO și 11.999 SO. În cazul exploatațiilor zootehnice de creștere a animalelor din rasele autohtone, sunt eligibile exploatațiile cu dimensiune economică de minimum 2000 SO. Ghidul solicitantului încă nu a fost publicat, însă în cadrul Ministerului Agriculturii se lucrează la elaborarea acestuia și urmează să fie publicat în perioada următoare, astfel încât fermierii să-și poată adapta proiectele în funcție de condițiile specifice prezente în ghid. Ministerul Mediului pregătește noi reguli simplificate pentru beneficiarii programului Casa Verde Fotovoltaice. Astfel, 150.000 de gospodării vor ajunge să beneficieze de programul prin care se pot obține 20.000 de lei pentru instalarea panourilor fotovoltaice, conform declarațiilor guvernanților. Potrivit prim-ministrului Nicolae Ciucă, există fonduri necesare pentru deschiderea programului Casa Verde Fotovoltaice și în 2023, iar acestea pot ajunge până la 3 miliarde de lei. Mai multe detalii vă invit să aflați dintr-un material semnat de colegii mei de la site-ul agrotv.ro. Ministerul Mediului lucrează la o nouă aplicație de înscrieri în programul Casa Verde Fotovoltaice, iar în momentul în care aceasta va fi gata, beneficiarii se vor putea înscrie doar cu buletinul și cu extrasul de carte funciară, care reprezintă situația cadastral-juridică a imobilelor, a precizat ministrul Tanțoș Barna la un post de televiziune. Obiectivul este să ajungem la 150.000 de gospodării. Am prevăzut un buget mult mai mare, 3 miliarde de lei. Va fi nevoie de buletin și extras de funciar pe aceeași adresă, pe aceleași imobile și apoi adeverințe cu lipsa datoriilor la bugetul de stat. Și putem să semnăm finanțarea, a precizat ministrul Mediului Tanțoș Barna. Aceasta nu este singura modificare din programul derulat de AFM. Se pare că anul acesta, după ce beneficiarul primește finanțare, el va alege un instalator cu care vrea să semneze contractul din lista AFM, spre deosebire de anul trecut, când procedura era inversă, iar puterea de decizie era în mâinile instalatorilor. Potrivit declarațiilor ministrului Mediului, programul Casa Verde Fotovoltaice 2023 ar putea începe cel mai devreme în luna martie 2023. În satele și comunele românești a crescut alarmant în ultima perioadă numărul persoanelor infectate cu virusul hepatitei de tipurile B și C. Studiile efectuate sub coordonarea specialiștilor de la Institutul Clinic Fundeni au scos la iveală acest lucru, drept pentru care în Argeș, sătenii au putut să își verifice starea de sănătate în baza unui program gratuit. Numeroși medici de familie din mediul rural s-au înscris în programul pentru depistarea și tratarea virusurilor hepatitei B și C și au mobilizat sătenii să se testeze gratuit. În Argeș a ajuns o caravană dotată cu echipamente moderne și personal medical specializat de la Institutul Clinic Fundeni. A fost nevoie de acest program pentru că sunt incidența hepatitei cu virus B și cu virus C. La noi în țară este foarte mare. Sunt pacienții din zone defavorizate care nu ajung la asistență medicală primară și cu acest program depistăm pacienții cu hepatită cu virus B, cu virus C, care pot primi tratament și astfel pacientul nu va mai face ciroză și cancer. Acțiuni similare au avut loc în mai multe zone ale țării, iar scopul propus este acela de a oferi un acces mai ușor la consultații laborioase, în primul rând, oamenilor din mediul rural. Partener în cadrul mai multor campanii medicale, Consiliul Județean Argeș s-a ocupat și de această dată de buna desfășurare și organizarea activității.
Consiliul Județean întotdeauna se implică în astfel de acțiuni, pentru că știm că este foarte importantă sănătatea comunității, dar și prevenția acesteia. Acțiunea este făcută de Institutul Clinic Fundei în cadrul unui proiect pe care îl derulează. S-a desfășurat în mai multe localități din țară. În momentul acesta ne aflăm în situația în care, pe de o parte, pacienții care au fost depistați cu hepatită B sau C la medicii de familie prin testarea aceasta rapidă din sânge capilar au fost invitați astăzi și programați pentru stadializare, iar ceilalți își fac pur și simplu această testare. De departe, sătenii care și-au putut evalua starea de sănătate au fost cei mai câștigați. Am fost în caravană pentru că au oferit o oportunitate locală pentru depistarea eventualelor boli ale ficatului, pentru că se știe că acesta nu prezintă semne de durere evidente și e bine să-l întreb din când în când ce mai face, cum se mai simte. Și am profitat de această caravană foarte utilă care a venit în orașul nostru pentru a face niște investigații referitoare la ficat. Sătenii diagnosticați deja mai de mult au beneficiat de recoltare de sânge pentru determinarea nivelului viremiei, dar și de evaluare a gradului de fibroză hepatică. La luptă fără arme, asta simt în fiecare misiune pe care o au de îndeplinit salvatorii de la serviciile de ambulanță din mai multe județe din țară, care sunt trimiși la intervenții cu mașini vechi care ar fi trebuit casate de ani buni. La Buzău, de exemplu, un sfert dintre ambulanțe au peste 1 milion de kilometri, sau chiar mai mult, ceea ce înseamnă că și-au depășit de 2 ori durata de viață. Aceeași situație este și în Vrancea, unde aproape jumătate din ambulanțe au peste 750.000 de kilometri. Ambulanțele aflate în dotarea serviciilor de ambulanță din mai multe județe din țară pot fi considerate bătrâne. Un exemplu vine din Buzău, unde parcul auto are în total 52 de mașini, însă doar un sfert dintre acestea se află în perioada lor optimă de funcționare. Deci din cele 52 de ambulanțe pe care le avem la momentul ăsta în dotare, 15 sunt venite în anii 2018 și 2019, deci au 3 sau 4 ani de chime, dar și ele deja au început să aibă unele 250.000, unele 350.000 de kilometri, iar restul au o vechime de peste 10-12 ani. Și din restul de 37 de ambulanțe, avem aproximativ 14 care au peste 1 milion de kilometri rulați, încă 15 care au depășit 700.000 de kilometri. Și ce să vă zic, nu e un parc cu care să te mândrești ca un serviciu de ambulanță, ținând cont de faptul că ambulanțele ar trebui casate la o vârstă de 5 ani vechime și la 400-500.000 de kilometri. Disperați că ar putea ajunge să rămână cu mașina în drum, salvatorii au cerut sprijin primăriilor din municipiul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, dar și primăriei comunei Berca, unde a fost înființată o substație de ambulanță. O situație îngrijorătoare este și la serviciul județean din Vrancea. Nu de puține ori, viața celor care pleacă să salveze vieți este pusă sub semnul întrebării, la fel și a pacienților transportați. Câți kilometri are mașina aceasta? Aceasta aproape, l-am mai reparat de 2 ori, l-am pus cu picătura, se pare că nu mă ține. 973, dacă nu știu, 970, v-ați ajuns. E aproape 1 milion de kilometri. Da, aproape 1 milion de kilometri. E funcțională? Este funcțională, da. S-au făcut revizii la ea, trecut ITP-ul, atâta timp cât trece ITP-ul și e funcțională. Aparatura a fost întreținută, servisată, dar nu știm dacă ajungem cu ea. O defecțiune majoră poate surveni oricând, chiar dacă ambulanțele sunt verificate înainte de schimbul de tură. Care este situația mașinilor din Sajul Vrancean, situația autospecialilor?
Din punct de vedere statistic, dacă ne referim la kilometri efectuați, situația nu este una foarte bună, dar serviciul de ambulanță Vrancea în momentul de față se străduie să le țină pe aceste bătrâne doamne, cum ați auzit, în condiții bune pentru a transporta pacienții. Indiferent că au venerabila vârstă, așa zisă, de 1 milion de kilometri, dar ele încă sunt funcționale. Dar cu costuri mari. Cu costuri, într-adevăr, mai mari. Dar în momentul de față, serviciul de ambulanță Vrancea nu își permite de a renunța la ele. Nu mai sunt mașinile care merg de zi cu zi, sunt mașinile de rezervă, dar având în vedere faptul că avem o situație în care mașinile se defectează, atunci le înlocuim cu aceste doamne. Situația mașinilor învechite este una cunoscută la nivel național, fiind de altfel cea mai gravă problemă cu care se confruntă în general serviciile de ambulanță din România. Urmează câteva minute de promovare a unor importanți jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul și cu alte subiecte de interes. Fermieri. Pesticidele contrafăcute reprezintă o amenințare continuă la adresa sănătății mediului și a oamenilor. Ca fermier, riscați să fiți penalizat și să vi se refuze accesul la vânzare în piață sau în supermarket dacă sunt depistate reziduuri de pesticide ilegale în produsele dumneavoastră. Dacă sunteți nesiguri în legătură cu legalitatea pesticidelor achiziționate, contactați autoritățile, furnizorul, fitofarmacia sau reprezentantul local al producătorului.